Cartea Ruth descrie experiența unei tinere de origine moabită, care devine personajul principal al narațiunii. Narațiunea prezintă în mici dimensiuni modelul familiei ideale. În contrast cu concepția populară vis-a-vis de tensiunile inerente dintre soacră și noră, Cartea Ruth promovează ideea că, într-o familie de oameni credincioși lui Dumnezeu, orice tip de relație poate deveni o binecuvântare în sine. Mai mult, povestea înfățișează o genială operă de artă teologică care ne invită să reflectăm la modul în care Dumnezeu este implicat în bucuriile și greutățile vieții noastre de zi cu zi. Exemplul de loialitate și credință radicală, devotamentul și bunătatea, suferința și bucuria descriu exclusiv intervenția lui Dumnezeu în viața omului. Cu toate acestea, personajul principal al cărții rămâne Dumnezeu, care, deși nu acționează într-un mod supranatural, așa cum a făcut în timpul Exodului sau în perioada cuceririi Canaanului, este totuși prezent. Binecuvântările sale sunt vizibile, totul se raportează la el. Citește Cartea Ruth ca să te convingi și tu că bunătatea și harul lui Dumnezeu se extind asupra tuturor celor care doresc să intre în legământul său.